Sincer să vă zic, n-are decât să vină iarna, că eu stau cu vara în creier. Dacă respecti zeta și nu ți se trimit compotul la tine în bucătărie. Priviți și voi aici ce bine arată. Mamă. Dacă a scăzut prețul, a scăzut prețul. Ia cătă și cireșile. Le-am luat din copaci din grădină. Cireșile astea minunate. Aici am un soi, se cheamă Stella, iar aici am un soi pe care nu pot să pronunț. Un nume de ăsta mai nemțesc. Ei bine, dragi pofticioși, ce vreau să fac cu ele e compotul pentru iarnă. Iar dacă o să te întreb de ce am două soiuri de cireșe și de ce unele dintre ele sunt cu codiță, ei bine, am să-ți spun în cele ce urmează. Până una alta, ingredientele le găsești acolo jos în descriere. Nu că ar fi tare multe, dar așa m-am obișnuit. Acum hai să-ți arăt cum pregătesc eu compotul pentru iarnă. Un alt fel de compot pentru iarnă. Căci de obicei nu-l făceam așa. Hai să gătim. Acum probabil vine nelămurirea ta. De ce prezintă cireșele codițe? Ce vrea să facă șeful ăsta cu ele? Și se pare că compotul de cireșe împreună cu codițele sunt un adevărat remediu pentru organism. Iar în cele ce urmează am să-ți enumăr câteva. Codițele de cireșe conțin săruri de potasiu și flavonoizi, substanțe cu efect antioxidant, iar pe lângă asta mai conține și taninuri, unde mai pui ca o acțiune antiinflamatoare și antioxidantă. Ajută chiar și împotriva infecțiilor urinare. Topește celulita și luptă împotriva reumatismului. Iar dacă nu știai, codițele de cireșe sunt responsabile cu eliminarea rezidurilor din sânge și adipozitelor de grăsime. Ajută împotriva durerilor de stomac și la reducerea colesterolului. Asta doar câteva beneficii ce ne-am ținut minte. Așa că, dragi pofticioși, de ce să arunci bunătate de codiță când poți să o folosești în favoarea ta? Ei bine, compotul acesta va fi însoțit de aceste codițe. Dar stai liniștit că vreau să-ți arăt metoda mea de a face compot, chiar dacă unii dintre voi nu veți fi de acord 100% cu ea. Ei bine, așa procedez de câțiva ani și pot să spun așa, compotul nu mai rămâne pe raft de la an la an. Așa că, pofticioșilor, urmăriți această rețetă, căci cu siguranță vă va prinde foarte bine. Hai să punem cireșele la fiert. Ia cât am să pun aici cele 3,5 kg de cireșe. Stai liniștit, dacă ai un singur cireș, nu e nicio problemă, folosești un singur cireș. Dacă ai mai mulți, ar fi păcat să nu pui din fiecare câte puțin. Așa că hai să pun cireșele acestea cu semnul întrebării. Și așa cum am spus, cu tot cu codițe. Uite-te și cireșele frumoase sunt, mari, apetisante și numai bune. Perfect. Și am să pun peste 8 litri de apă, deocamdată. Uite așa. Și 8 litri. Tot acum am să pun și zahărul. Eu vreau să obțin 10 litri de lichid. 10 litri de compot, lichid de compot, dacă mi este permis. Iar pentru acest lichid am să pun 800 de grame de zahăr. Cam asta este cantitatea care îmi convine mie și familiei mele cel mai mult. Adică am tot scăzut din cantitatea de zahăr până când am ajuns aici. Iar faptul că pun cireșele la fiert încă din această etapă, își vor lăsa și ele dulceața și vor completa cu gustul de dulce. Acum, hai să pun zahărul. Ei bine, am să las acest compot să fiarbă într-atât de mult încât să fie plin de aromă. Mă interesează taninurile și bunătățile de la codițele de cireșe și mai mult decât atât, în interiorul cireșei există un sâmbure. Sâmbure ce vine cu aromă de migdală și eu pe aceea vreau să o extrag. Așa că cele 3 kg și jumătate de cireșe de sacrificiu le-am pus la fiert, le fierb de mama focului și după am să-ți arăt ce urmează. Hai, mă duc cu ele de grabă, să mă întorc de grabă, căci vreau să termin compotul de cireșe chiar azi. Hai, am plecat și vin repede. A, ce bine ești! Acum fiți atenți ce urmează. Vreau să vă împărtășesc următorul meu pas prin care vă pot ajuta cum să distribuiți foarte ușor cireșele în borcane. Știți foarte bine că cireșele le-am pus la fiert cu 8 litri de apă și au mai rămas 2 litri pe care vreau să-i folosesc acum. De ce fac asta? E bine, din motivul pe care l-am spus mai devreme. Să pot distribui foarte ușor cireșele în borcane. Și hai să începem. Așa că am aici aproape 2 kg din cireșul meu Stella. Curățat, spălat. Ia să vedem ce șotie fac eu. Dau drum ușor. Iar peste cireșelile acestea vin și pun 2 litri de apă. 1 și 2. S-au acoperit foarte bine. Acum dau drumul la foc. Și am să aduc totul undeva la vreo 70-80 de grade. Nu vreau să fierb aceste cireșe. Vreau să-și păstreze calitățile. Vreau să fie crocante atunci când le mănânc. Să nu fie moi precum cele din una la cealaltă. Așa că acum începe secretul la compotul meu de cireșe. Cireșelile acestea vor fi crocante, vor fi aromate, exact cum trebuie să fie. Iar zeama de dincolo de milioane. Gândiți-vă și voi, am fiert cireșele cu codiță, cu sâmburi, cu tot, de le-au sărit capacele. Iar ce gust are zeama aia, cu adevărat poți să spui compot benefic pentru organism. Hai, încă puțin și facem cel mai șmecher compot pe care l-ai mâncat vreodată. Și nu glumesc câtuși de puțin. Gata, pofticioșilor!
Aici am exact compotul ăla concentrat. 8 litri de apă cu 800 de grame de zahăr și cireșe fierte cu codiță, cu sâmbur, cu tot, de le-au sărit capacele. Acum a venit momentul să... Cum? Exact, exact, să scot cireșele afară. De ce? Pentru că așa procedez eu. Așa fac cel mai bun compot pe care îl vei mânca vreodată. Mie nu prea îmi plac cireșele în compot. Îmi place mai mult zeama din compot și cred că nu sunt singurul. Așa că asta este metoda mea prin care fac compotul și mai delicios. Acum, hai să pescuiesc cireșele. Și am aici paleta care mă va ajuta să pescuiesc de grabă cireșelele. Uite așa, bag. Și uitați și voi cum arată. Știți foarte bine cât de roșii erau la început și ia uitați cum arată acum. Iar codițele au făcut ceea ce trebuie. Au transformat totul în ceaiul ce l-am dorit. Hai, pun aici. Și uite așa le scot pe toate. Iar dacă îți plac, n-ai decât să stai să le mănânci. Ia cătă, astea sunt cireșele. Sper că nu ți-e milă de ele, că mie nu mi-e. Am vreo 5 cireși în curte și am de unde. 3 kg și jumătate de cireșe, nu e un capăt de țară. Dar te asigur că zeama asta de aici e nemaipomenită. E de zile mari, așa că fii liniștit, nu se pierd, le dau la găini, că am nevoie și de ouțe. Acum am să-ți arăt cum arată compotul din oală. Ia uite tu aici, toți pigmenții aceia, cum au ajuns în acest suc, în acest compot. Și mamă, cum miroase a cireșe, amigdale, nemaipomenit, nemaipomenit. O să iasă un compot de zile mari. Hai! Întrețin aici căldura să-l am undeva la 80-90 de grade și hai să vezi imediat cum finalizăm compotul. Am totul pregătit. Am aici borcanele super încinse la 150 de grade. Am aici cireșele ce le-am pus la fiert ce au ajuns undeva la 75 de grade. Și aici zeama de la celelalte. Are de sacrificiu. Am să pun frumos și am să le stricor. Important de făcut combinația aceasta pentru că lichidul din această oală nu era îndulcit. În felul acesta am luat lichidul din oala mică, l-am pus în oala mare, am omogenizat totul și este exact cum trebuie. Iar aici în oală, cu tot cu zahăr, am aproape 11 litri de compot. Compot fără cireșe. Iar acum, uite ce am să fac. Dau frumos borcanele aici aproape. Așa. Și hai să le pregătim de pus în borcane. Și acum, iau frumos cu cănița asta ca măsură. O umplu, uite așa, și pun în borcane. Ăsta e reperul meu. Și acum, zeamă, compotul ăsta minunat, cu tot, cu codițe, cu tot ce trebuie. Ia uite tu ce culoare frumoasă are. Și iau și tot. Cu grijă. Până în buza borcanului. Și da, dragii mei pofticioși, ăsta e compotul care ne place nouă. Ne dăm în vânt mai mult după zeamă decât după cireșe. Așa că mă folosesc de cireșe ca să obțin zeama cea mai bună. Și uite așa, rând pe rând și dau tare până le-am zăpăcit pe toate. Acum pun capacele. Verific să fie etanșe, să nu curgă. Și iată, ăsta este compotul meu de cireșe. Ați văzut și voi cum se face și că n-ai multă treabă dacă îți place compotul de cireșe. Și pofticioșilor, astea merg direct sub păturică pentru vreo 3 zile, să se răcească treptat. Iar după ce s-au răcit, am să vi le arăt și vouă în splendoarea lor, să vedeți cum arată acest minunat compot și cine știe, poate și degustăm. Acum, hai, termin ce am aici, termin și compotul, termin și cireșele și duc astea sub păturică, de grabă. Ne vedem curând, după vreo 3 zile. Am plecat cu astea, mamă ce marfă de calitate. Și ia câte compotul meu cel delicios, bineînțeles, zeama, că asta îmi place mie. Am aici 16 borcane obținute din compotul ce l-am făcut, iar aici am minunatul compot de cireșe, sau mai bine spus, zeama de la compotul de cireșe, pentru că asta îmi place mie, rece, delicioasă, ca pe timpul verii. Dragi pofticioși, a venit momentul să gust, să vă spun și vouă cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, că vorba aia, avem condiții de cireșe. Plus de asta am fiert și cireșele de le-am zăpăcit ca să-și lase toată aroma. Și priviți și voi aici ce bine arată. Iar când vei desface un borcan de compot, te asigur că prin metoda ce ți-am dat-o, cireșele acestea vor fi crocante, de zici că se apropie vara, nu alta. Haideți să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Și tare cred că e bun. N-are cum. N-are cum să nu iasă bun. Ia. Mamă. Mamă ce răcoritorie, mamă ce delicios, ce gust, ce aromat. Sincer să vă zic, n-are decât să vină iarna, că eu stau cu vara în creier. Așa că, dragi pofticioși, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios și cu gândul la cireșe.
Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Mamă, ce bun e!